Salut! Bine ai venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vă invit în lumea cutiilor senzoriale, sau, în engleză, este termenul de sensory bins. Vreau să vă povestesc ce sunt ele, care este rolul lor în dezvoltarea copiilor, cum să le creați și mai ales cum să vă jucați cu ele. La final, vă dau și câteva ponturi despre cum putem face această joacă mai ușoară pentru noi părinții, pentru că sensory play mai este cunoscut și sub numele de messy play. Adică o joacă murdară. Eu i-am pregătit Evei la 1 an și 10 luni o cutie senzorială cu tema plaja. Voi lăsa cadrele video să ruleze în timp ce eu voi povesti mai pe larg despre cutiile senzoriale. În primii ani de viață, copiii învață și explorează lumea prin simțuri, iar cu cât le punem la dispoziție mai multe ocazii de stimulare senzorială, cu atât le susținem dezvoltarea atât motrică cât și neuronală. Mai mult, le încurajăm curiozitatea și spiritul explorator. Așa ei învață atât despre propriul corp, cum se simt anumite texturi, anumite granulații ale materialelor, cât și despre cum funcționează lucrurile din jurul lor. Cutiile senzoriale invită copiii la explorare liberă, încercări și erori, fără un obiectiv precis. Prin această joacă, ei nu vor simți presiunea din partea noastră, a părinților, că trebuie să facă lucrurile într-un anumit fel și nici nu trebuie neapărat să le arătăm cum să se joace. Rolul nostru în această activitate este să le punem la dispoziție materialele, jucăriile, uneltele, iar ei vor descoperi singuri ce pot face cu ele. Veți observa că micuții vor fi captivați de această activitate mult mai mult timp decât de o jucărie nouă. Ce sunt totuși cutiile senzoriale sau sensory bins? Sunt lădițe sau cutii, cu sau fără temă, cu materiale sigure pentru copii, pe bază de ingrediente pe care le aveți prin casă. Făină, linte, orez, paste, fasole, ovăz, apă, chiar și gheață. Puneți aceste ingrediente într-o cutie cât mai mare pentru ca cei mici să aibă mult spațiu de joacă. Puteți folosi chiar și o tavă de cuptor. Pe lângă toate acestea, puteți adăuga câteva ustensile, lingurițe, polonice, strecurători, site, pahare, sticluțe și, bineînțeles, câteva jucării sau figurine cu animale din plastic sau lemn. Cutiile senzoriale sunt recomandate și în filosofia Montessori. Deci dacă ați decis să mergeți 100% pe acest sistem de educație a copiilor, puteți integra în activitatea zilnică și această joacă. După cum ați văzut, eu i-am pregătit Evei într-o tavă de cuptor, făină de porumb pe post de nisip, câteva scoici și steluțe de mare, un coșuleț în care se strângă scoicile, lingurițe și cănuțe din porțelan pentru a face transfer. Cum ne jucăm cu aceste cutii senzoriale? O variantă ar fi să începem joaca prin câteva minute de observare a copilului, fără a interveni în munca lui. Observați ce face, cum face, ce obiecte îi atrag atenția și cum le folosește. Veți fi uimiți de inteligența și creativitatea copiilor, oricât de mici ar fi ei. Bineînțeles, puteți să vă alăturați copilului în joacă, nu neapărat să interveniți în ceea ce face el, ci să vă jucați pe lângă el, exemplificându-i cum ar mai putea folosi anumite ustensile. Dacă se oprește să vă observe, puteți să-l implicați voi pe el în ceea ce faceți sau să-l rugați să vă ajute. Puteți folosi această joacă și pentru a exemplifica sau explica comportamente din natură ale animalelor și nu numai. Astfel, această joacă devine un exercițiu de vocabular în care copilul învață cuvinte noi sau le înțelege mai bine sensul. Cutiile senzoriale pot avea mai multe obiective. Pot fi doar activități de stimulare senzorială, o joacă liberă în care copilul explorează materialul principal cu mâinile, picioarele, chiar și cu limba. Sub supraveghere. Noi am încercat o joacă cu ovăz. Eva a văzut-o pe Mia mâncând ovăz și a început și ea. Acum, de fiecare dată când vede ovăz, îl mănâncă, deci nu-l mai putem folosi la joacă. Pot fi activități pentru motricitate fină, de coordonare ochi-mână, de transfer de lichide sau solide cu lingurița sau vărsare dintr-un recipient în altul. Asta ajută mult și la mânuirea linguriței în timpul mesei. De asemenea, poate fi și un joc de rol în care imitați comportamentul animalelor. Și, bineînțeles, poate fi și un exercițiu de vocabular în care copilul învață cuvinte noi. Câteva ponturi pentru joaca senzorială,
pentru părinți. Această joacă mai este numită și Messy Play, pentru că lasă în urmă un mic dezastru, consumator de energie și timp pentru noi, părinții. Ce mi se pare cel mai important, înainte de a propune copilului această joacă, este să vă pregătiți mental că se va încheia cu murdărie prin casă, făină sau orez prin toate cotloanele. Împăcați-vă întâi cu această idee pentru a nu vă crea frustrări și griji în timpul jocului legate de curățenie. Apoi, lăsați copilul să exploreze liber. Curățenia o veți face la final, împreună. Indiferent de vârstă, chiar dacă sunt bebeluși, invitați-i să strângă împreună cu voi. Este perfect chiar dacă pun un singur lucru în coș. În timp, vor pune mai multe. Da, ne așteptăm să facă mizerie după această activitate, dar asta nu înseamnă că lăsăm copilul să arunce cu făină prin toate părțile. Și Eva a avut momente în care începea să nu se mai joace frumos și purta făină prin alte zone din casă. Este important acum să stabiliți și câteva limite sau reguli ale jocului. Astfel, puteți să spuneți copilului: ne jucăm doar în cutia aceasta sau ne jucăm doar pe covorul acesta. De preferat ar fi să evitați formulările cu nu în față și să-i spuneți copilului ce are voie să facă, nu ce nu are voie să facă. De exemplu, nu fă mizerie în dormitor. Dacă totuși copilul nu acceptă regulile, varianta finală ar fi să-l avertizați cu strânsul jucăriilor și chiar să vă țineți de cuvânt. Eu a trebuit să pun în practică și această variantă, iar următoarea joacă senzorială a fost mult mai liniștită. Un alt pont este să folosiți o pătură, un covor impermeabil sau chiar și o bucată de mușama pe care să se desfășoare joaca. Așa puteți să delimitați clar zona de joacă și vă este foarte ușor după aceea de făcut curat. Eu folosesc un covoraj din spumă peste covorul normal și asta m-a salvat de multe ori de la curățenie. Un ultim pont: vă recomand un aspirator roboțel și va face el toată treaba în locul vostru. Noi avem un Xiaomi Roborock 2 și este minunat. I-am făcut și un review video, pun link-ul în detalii. Dacă ți-a plăcut acest video, apreciem un like și un share pe Facebook pentru ca mesajul să ajungă la mai multă lume și mai mulți copii să se bucure de astfel de jocuri. Nu uita să dai subscribe canalului pentru a fi anunțat atunci când ne revenim cu un alt video nou. Ne vedem zilnic pe Facebook, pun link-ul în detalii. Până data viitoare, bye bye!